găsit la știrile din sport. Start în noul sezon al Cupei României. S-au tras la sorți meciurile din prima rundă, care vor avea loc în data de 17 septembrie, de la ora 17. Asociația Județeană de Fotbal Mureș va premia echipele finaliste cu bani, cupe, diplome și medalii. Etapa a doua va avea loc în 8 octombrie, când vor intra în competiție și cele 18 echipe din Liga a 4-a. Marți 9 septembrie, la sediul Asociației Județene de Fotbal Mureș, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul Cupei României la fotbal, ediția 2015-2016, județul Mureș. Potrivit sportulmureșan.ro, în prima rundă, play-off, partidele se vor disputa în data de 17 septembrie, cu începere de la ora 17. Iată și meciurile partidelor din zona Reghin. Ogorul Verde Crăiești întâlnește AS Zorile lui Ieriu. Gloria Goreni va juca împotriva celor de la Festival Suseni. Stejarul Gurghiu întâlnește pe teren propriu AS Viitorul Jabenița. AS Valpet Ideciu de Jos va juca împotriva celor de la Mureșul Vălenii de Mureș, iar Viitorul Aluniș întâlnește pe teren propriu Cetatea Brâncovenești. Asociația Județeană de Fotbal Mureș va premia echipele finaliste cu 2000 de lei locul 1, 1000 de lei locul 2, respectiv ambele formații vor primi cupe, diplome și medalii, iar echipa câștigătoare va fi recompensată și cu tricouri albastre de campioană. Etapa a doua va avea loc la data de 8 octombrie, când vor intra în competiție și cele 18 echipe din Liga a 4-a.